Potrivit sondajului realizat de The Money Channel Institute, în momentul de față, Crin Antonescu ar putea obține la alegerile pentru președinție 32,4%, în timp ce pe locul al doilea în topul preferințelor românilor se clasează Mihai Răzvan Ungureanu. Acesta ar fi votat de 27,1% dintre respondenți. Față de luna aprilie, fostul premier și-a sporit cota cu 4%. Sondajul Money Channel Institute a fost realizat la nivel național în perioada 23 august-1 septembrie pe un eșantion de 1222 de persoane și are o marjă de eroare maximă de plus minus 2,9%. În ceea ce privește rezultatul cercetării sociologice, Ungureanu crede că cele 7% pierdute de fostul președinte interimar al țării se datorează exclusiv atitudinii pe care Antonescu a avut-o pe scena politică românească. Eșecul este eșec. Când se trage linie de desubt, se lipește această etichetă de USL și evident se registrează o scădere. Partidul Național Liberal i-a dat domnului Antonescu, în calitate de lider, o mașină de curse la cheie. I-au pus cheia în mână, i-au spus, ești în cursă, mergi. Tot Mihai Răzvan Ungureanu a făcut și o radiografie a evenimentelor din ultimele două luni care au culminat cu tentativa USL de a-l suspenda pe Traian Băsescu. El crede că demersurile Uniunii care au declanșat criza politică vor fi vizibile pentru toți românii. Asta din cauza efectelor economice negative generate de demersul social-liberalilor. Variația de paritate dintre moneda națională, între leu, euro și dolar, duce la inevitabil creștere de prețuri, mai ales acolo unde facturile se socotesc în euro transferat în lei, de exemplu la telefonia mobilă, cu toți avem telefoane mobile, o să plătim abonamentele, o să ne doară. Utilități, cablul la televizor, de exemplu, toată lumea se uită la televizor, dar o să plătim. Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu a fost ales vineri la Convenția Națională a Partidului Forța Civică, președintele formațiunii politice.